cu ochii închiși și cu spatele activ înalt. Ascultă 5 sunete diferite. În jurul tău sau a zonei în care te afli. Patru senzații diferite. Poate hainele pe corpul tău, temperatura ce o simți, mișcarea aerului din zona nărilor, podeaua de sub tine. E o senzație din interiorul tău. Ochii închiși, vizualizează lumina. Deși avem ochii închiși, există niște umbre și niște lumini. Percepele sub ploapele tale și poate în tot corpul tău. Două mirosuri diferite. Mirosul dimineții în casa ta. Cafeaua. Pâinele. Balsamul hainelor pe care le porți. Și gustul. Lasă ochii închiși, inspiră amplu cu abdomenul. Expiră, odihnește umerii și șoldurile. Adu-ți palmele împreună în centrul pieptului. Te invit să îți setezi o intenție cu care să începi această zi. Cu recunoștință. Încălzește palmele. Simte-le din ce în ce în ce mai calde. Apasă-le. Acoperă-ți ochii închiși cu ele. Lasă umerii jos, departe de urechi, pieptul sus, deschid acum ochii în întunericul complet al palmelor tale. Privește sus și jos și laterale, rotim ochii în cercul și schimbăm rotația invers. Cu palmele împreună. Namaste. Așezăm palma stângă pe piept și palma dreaptă pe abdomen.
rămâi acolo cu coloana întinsă, înaltă. Inspirăm activ pe nări și pe expir scot aerul pe nări în forță, retrăgând abdomenul către mine. Fac asta la început de 5 ori, apoi inspir, expir tot, inspir de 10 ori, expirăm de 10 ori în forță pe nas, retrăgând abdomenul. 15 și 20 și faci asta în ritmul tău, în viteza ta de respirație. Nu te grăbești, dar observi expirația. Pe expir mă focusez. Inspir, plin, 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 plin. Grandisă, puternic pe nas. Expiră tot. Inspiră pe nas, plin. Spatele nu mă îndepă. Expiră tot. Inspiră plin. Și retrage un pic de fiecare dată când expir. Expir tot. Și ultima oară plin cu expirație de 20 de secunde, 20 de ori. Expiră tot. Odihnește palmele pe picioare, exact așa cum simți. Și de câteva ori inspirăm plin pe nări, în tot corpul. Expirăm tot. Ușor deschidem ochii. Bună dimineața. Scoatem de sub șezut acea pernuță, acel suport, dacă l-am așezat. Îndreaptă coloana și rotim ușor trunchiul. Inspirăm în față, expirăm în spate. Începem să deschidem pieptul mai bine, coapsele, încălzim coloana. Inspir în față, expir către spate cu bărbia către piept. Și schimbăm partea. Întâi faci cercuri mici în jurul coloanei și apoi le mărești. Și revin în centru, trag de brațul drept în față, ușor cu antebrațul, cu palma stângă, cu antebrațul drept, ridic pieptul și încălzesc spatele, schimbă partea, respiră normal, cu umerii jos, șezutul în sol. Și oprim. Pe inspir, trag brațele deasupra mea, intercalez palmele, deschid spre cer, întind coatele, cobor umerii, respiră cu atenția în coloană, expiră, coboară palmele în linia umerilor, rotunjește spatele, curbează-l și coboară-ți bărbia către piept, respiră aici împingând cu palmele în față și trăgând umerii către spate. Respiră. Inspirăm, ridică, lung, înalt, umerii jos.
Expir, cobor, intercalate palmele sub bărbie, trag de vârful coatelor, duc capul pe spate, deschid gura și respir pe gură, inspir și expir pe gură. Ușor, trag de brațul stâng în laterală, stânga, cobor urechea dreaptă către umărul drept, brațul drept sus și apoi pe cap. Umeri jos, împinge acolo, respiră. Și schimbă partea, capul pe partea stângă, brațul drept întins, ferm. Umeri moi, respiră plin. Și ușor eliberează. Adu talpă în talpă, aproape de pelvis, cu pieptul sus, pentru butterfly, Baddha Konasana sau fluture. Inspir mici, expir, las în cădere deschide. Inspiră pieptul sus, expiră, împinge șoldurile spre sol. Pentru o deschidere mai mare a pieptului, flexează coatele pe lângă tine. Scoate pieptul în afară. Inspirăm. Cu coloana lungă, expir. Dau drumul brațelor, trimit tălpile împreună în față, într-un rom. Agață tibile și îndreaptă încă o dată coloana. Inspiră, privirea în față, mâini jos. Expiră cu bărbia în față, trăgând brațele pe lângă tine, ușor. Vrem să alungim zona lombară. Expiră, lasă capul jos, frunta spre sol. Inspiră, privirea înainte, expiră. Flexez ușor coatele. Cuprindem palmele tale tălpile și lasă coatele în exteriorul tibilor. Îndreaptă spatele cât de mult și pe expir coboară capul. Inspir înalt, expir cobor. Încet, încet aduce trunchiul drept, genunchii împreună și activăm în Hafnavasana, jumătate de bărcuță, flexăm genunchii, activăm abdomenul, sus pieptul, întind picioarele, Navasana, pieptul afară și cobor ușor picioarele pe sol, activez tălpile și ridic trunchiul drept în Dandasana, spatele drept încălzim, bine de tot. Degetele mari în interior strâng peste și rotesc în același sens și tălpi și pumn. Sus pieptul și schimbăm rotația. Umerii sunt relaxați, închieturile lucrează. Oprim, scuturăm. Trimitem palmele la spate cu degetele spre spate. Avem reverse plank. Dacă ai probleme cu cervicala, vei privi către cer, către tavan. Dacă nu, lași capul către spate. Întâi întind vârfurile, ridic ușor șoldurile, deschid umerii, privirea sus sau spre spate, ridică șoldurile. Reverse plank, planșă cu fața în sus, șezutul primul, capul ultimul. Cobor șezutul, încet, îmi dau timp să realiniez spatele cu capul. Tălpi din nou active, inspir, trag deasupra mea, lung, lung,
agăs cele două degete mari ale palmelor și trag de ele de fiecare dată, în fiecare unghi al coborârii, trag în față. Apoi eliberez brațele unde coloana mi-a rămas dreaptă și expir, las capul să coboare. Inspiră în față, expiră în coborâre. Ridică încet, încet, spatele drept. Flexezi genunchiul drept și îl așezi talpa dincolo de genunchiul stâng. Sus spatele, talpa rămâne activă, half lord fish pose. Trag brațul drept la spatele meu centrată. Împing cu cotul stâng în exteriorul genunchiului drept. Dacă nu pot face asta, măcar trag cu palma de genunchi către mine. Să lucrăm acolo în coapse, în alungire, în flexibilitate, în emoții. Privirea peste umărul drept. Inspiră și întinde coloana. Expiră, strânge abdomenul și răsucește puțin mai mult spatele. Și ușor eliberăm. Agață dreapta cu degetele păcii. Agăți degetul mare al piciorului drept sus, pieptul. Inspiră. Expiră în coborâre. Schimbăm stângul peste dreptul. Spatele drept. Inspir. Brațul stâng la spate. Brațul, cotul drept în exteriorul genunchiului stâng. Dacă vrei mai intens, întinzi brațul paralel cu sol. Inspiră sus coloana, expiră strâng și rotesc. Strâng și rotesc. Strâng și rotesc. Eliberez trunchiul stâng, agață stângul. Inspiră, pe expir, cobor. Și încrucișăm, traversăm în măsuța, măsuța de dimineață, care ține cafeaua, freșul. Le ține cu spatele drept, nu arcuiesc aici, țin coloana dreaptă, închieturile chiar sub umeri și deschide bine de tot palmele cu degetele mari ușor către interior. Da? Degetele mari ușor către interior. O să activez tălpile la spate dacă vrei și alungim capul sus, noada sus, inspiră, rotunjim coloana. Lăsăm capul jos, împingem în palme, expiră. Inspir, rotesc umerii spre spate. Expir, împing abdomenul înainte, privirea către ombilic. Și continuă tu în felul tău, în ritmul tău, inspirând în ridicare și expirând în coborâre. Dar folosește și noada, folosește atenția să relaxezi capul când cobori cu el. Fii prezent aici. Ușor oprim, împingem palme, ridicăm îndaumătă, pedala împreună, câte un călcui, coboară, șoldurile mișcă, laterale, deschid și crezi spațiu în cor. Flexează genunchii, în același timp trage noada spre cer, deschide pieptul către genunchi și apoi împinzi picioarele.
presori, palmele împing bine însă. Inspirăm, tragem de talpa dreaptă, sub three-leg dog. O flexăm și o aducem în față lângă cotul drept, în laterală. Inspirăm până sus. Expirăm încă o dată, de data asta așez talpa pe sol cu vârful în lateral. Încheieturile mâinilor sunt sub umeri, privirea în față, împingem călcâiul din spate. Coboară călcâiul din spate, genunchiul din spate și talpa din spate, becul plat, rămâi aici. Inspir, trag de brațul drept deschid, pieptul către cer, brațul drept oblic spate. Expiră, coboară palma pe genunchi și deschide un pic genunchiul, desprinzând ușor talpa de pe sol, privind peste umărul drept în față, în spate. Expirăm, revenim, coborăm antebrațele pe sol, coatele sub umeri, privirea în față, inspirăm, deschide pieptul către sol, expirăm, capul jos. Inspir, privesc în față, expir, cobor. Împing în palme, încadrez talpa între brațe și alungim spatele piciorului drept, păstrând linia șold, genunchi la spate. Inspir înainte, expiră, flexează ușor coatele. Înainte, inspir. În coborâre, expir. Așez talpa dreaptă pe picior, pe sol. Aduc talpa stângă mai aproape. Las o mică distanță între cele două tălpi, ca un mic șențuleț. Pune palmele pe tibia dreaptă. Întinde genunchiul drept, lasă capul jos. Acum aduc brațele la spate, intercalând degetele, ridică brațele în mountain pose. Și ușor, ușor trag de brațe și îmi ridic trunchiul de acolo. Deschide pieptul, noada înăuntru. Acum trage de brațe spre sol. Aducem palmele împreună, mutăm greutatea pe piciorul drept și traversăm în Warrior 3. Talpa din spate activă, ușor se ridică până la linia șoldului pe măsură ce umerii coboară și ei în aceeași linie. Pingem palme, aliniază picior cu piept și dacă vrei, tragi de brațe în față. Lasă brațele jos, înalță piciorul stâng, flexează genunchiul și talpa deschid, acolo lateral. Flexează genunchiul de bază drept și ușor aduci piciorul stâng lângă cel drept. Talpa sub șold. Rămâi acolo. Palmele pe coate. Și mișcă ușor în laterale, stânga dreapta, capul jos. Ridică cu aceeași mișcare ușor trunchiul de acolo, nu te grăbi, încălzești fiecare parte a coloanei. Inspirăm, tragem brațele deasupra noastră, expirăm, coborâre tot corpul jos, flexează genunchii, lasă palmele pe sol, pășește în spate, în downward dog. Deschid acolo pieptul, respiră. Următorul inspir, talpa stângă sus în aer, lung în alt.
Expir, strânge unghiul stâng lângă cotul stâng. Activează abdomen. Inspir, întinde piciorul din nou în trilegdă. Expir, strâng lateral și poșesc cu talpa stângă în exterior, vârful stâng în exteriorul saltele. Dacă nu am ajuns cu glesna sub genunchi, te rog să lași genunchiul din spate jos, să aduci cu ajutorul palmei sub genunchi glesna, apoi să activezi înapoi, să împingi ferm în călcâiul din spate, privirea înainte, inspiră, deschide pieptul. Expiră, mai las puțin șoldurile, trag de umeri spre spate. Coboară genunchiul din spate, decuplează-i talpa. Inspir, trag de brațul stâng. Oblic. Deschidem pieptul cât mai mult. Coborâm palma stângă pe genunchiul stâng și desprind puțin talpa de pe sol în deschiderea coapsei acolo, în laterală. Deschide puțin genunchiul. Privesc peste umărul stâng, respir și cobor puțin șoldurile mai jos. Revin cu trunchiul în față și cobor pe antebrațe. Privirea înainte, inspiră coloana dreaptă, expiră fruntea către sol. Inspiră în față. Expir, cobor, împing în palme, încadrez talpa și dăm ocazia să alungim și piciorul stâng. Inspiră în față, expiră, flexează coatele. Așez talpa stângă toată pe sol, cea dreaptă și ea pe sol mai aproape. Așezăm acolo pentru un munte, tălpile paralele. Blochez genunchiul stâng, piciorul rămâne întins, picioarele pe tibie. Deschide pieptul acolo unde ești, împinge egal în ambele tălpi, piept deschis. Intercalez la spate brațele, le întind spre cer, împing bine în sol, ca și cum prin rădăcini. Flexibil și în același timp statornic. Și trag de brațe, ajut trunchiul să se ridice. Cu noada înăuntru, acum trag brațele spre sol. Aducem palmele împreună, flexăm genunchiul stâng, aducem mai aproape și traversăm, împingând în palme, în Virabhadrasana 3, luptătorul 3. Cobor brațele, trag piciorul drept sus, îl flexez, deschid și apoi cu ambii genunchi flexați, am tălpile sub șolduri, palmele pe coate, rămâi aici și mișcă ușor, lateral, cât mai bine. Ridic încet cu aceeași mișcare. Inspirăm, tragem brațele deasupra noastră. Expirăm cu privirea înainte, capul jos. Și trimitem picioarele în spate, downward dog. Rămâi aici. 4 respirații cu pieptul deschis.
și deschid apoi genunchii pe sol, cât s-ai peluț, așează-i pe sol, decuplează tălpile și coboară în ce ai spus. Extended, fruntea pe sol, chiar fruntea, coatele pe sol, respir în abdomen. Relaxezi cât mai bine umerii. Las pieptul să coboare. Și foarte ușor împingem în palme. Aducem genunchii paralel. Activăm tălpile și am să vă rog să vă luați o pernuță, un suport. Ne vom așeza cu tălpile sub șolduri, depărtate cât șoldurile, și acel suport îl vom așeza sub călcâie. Bine, bine de tot. Cu cât e mai înalt, cu atât mai bine. Genunchii rămân paraleli. Aducem palmele împreună. Pe inspir, cât durează inspirul de lung, trag brațele împreună cu palmele deasupra capului lung, împing în vârful lor spre cer. Pe expir, flexez din nou coatele și aduc palmele în spatele cefei, fără să trimit capul în față. Capul rămâne în linia coloanei. Inspir, lung, lung, fără să mă grăbesc, palmele împreună. Expir, cobor și îmbrățișez genunchii cu antebrațele. Inspir, vârfurile degetelor în afară, trage bine de brațe. Alungește acolo, între omoplați. Expir, revii, strângi genunchii la piept cu palmele. Palme ferme, nu mă grăbesc. Inspir până sus, activ, trec prin mișcare. Expir, cobor către ceafă, spatele drept. Inspir, sus, lung. Expirăm, aducem în față. Inspir, vârfurile în afară, alungește brațele, sus pieptul. Expir, aduc la piept. Ultima oară, inspiră, lung, 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 inspir. Cobor, expir, spate drept. Inspir, lung, lung, până sus. Inspira, afară, vârfurile lungi, brațele. Expira, aduc planul aproape. Scoți acel suport, dacă ai nevoie la genunchi, îl lași în față, dacă nu, îl dăm deoparte. Și coborăm în child's pose 1, decuplezi tălpile. Primiți brațele în spate, fruntea pe sol, umerii jos să cadă, coborâți, respiră. Simte că odihnești toată zona dintre omoplați, între plămâni și abdomenul cu aer.
Expire, liberator. Continuă să relaxezi corpul cu respirația ta. Conștient, faci asta, respiră. Încă două respirații cu gura moale, relaxată. Aducem palmele aproape de noi, împingem ușor. Ridicăm, traversăm în downward dog, deschid acolo pieptul. Rămâi, respiră. Așa cum spunea cineva, postura aceasta în timp devine una de relaxare. Dacă e mod de aici, inspirăm talpa dreaptă sus, în aer, activ, flexează talpa și genunchiul, deschide șoldul drept mai mult către cer, împinge egal în palmă, lasă pieptul jos, corpul stâng jos, expira, așezăm un pigeon pose, aducem genunchiul drept în față, aproape de noi și trimitem în lateral talpa stângă. Cobor în genunchiul lângă pietura dreaptă. Apoi decuplez talpa din spate și așez piciorul drept cu rotula pe sol. Observă dacă stai într-o parte, iei o pernuță și așezi suport sub fesa dreaptă. Sau tragi tu de șoldul stâng și aliniezi șoldurile cu linia din față a coborului. Pigeon pose, respiră, expir cu pieptul deschis și cu fruntea pe palmele suprapuse, poate în laterale, fruntea jos, deschid pieptul. Respir bine. Trage coapele în laterale. Trage de șoldul stâng către sol. Dacă vrei mai intens, întinzi brațele în față cu fruntea jos. Ușor împingem în palme, aducem aproape, activează talpa din spate și ridicăm piciorul drept acum între legi, flexează și deschide din nou, la fel și pieptul, expiră, lasă talpa dreaptă jos, deschide, inspirăm stângul sus, flexat, deschis, aducem în față, la fel, tibia pe sol, genunchiul stâng, lângă pietura stângă, deschid pieptul, inspir și expir, cobor pieptul. Așez fruntea pe sol sau pe brațe sau pe palmele suprapuse, ori un suport, o pernă în față. Dacă nu ajungi și nu te simți confortabil, iei o pernuță și lași acolo fruntea pe sol. Da?
strângem în palme, revenim, activăm talpa din spate, aducem puțin mai aproape, ridică piciorul stâng până în sus, trilegă. Flexează-l deschide. Împinge lateral dreapta cu talpa. Expiră, coboară, downward dog. Inspirăm în plank, activăm abdomenul, tragem omoplații în spate, coboară genunchii pe sol, expiră cu coatele pe lângă tine, pieptul gorbia jos, aștanga namaskara, trage umerii spre spate, pieptul jos. Abdomenul pe sol, picioare întinse, inspir într-o baby cobra sau dacă vrei cobra, expiră, lași frunta către sol, coatele în spate. Inspirăm, flexăm genunchii. Traversăm în child's pose 1. Odihnesc ultima oară aici. În această postură, profită de ea, relaxează-te. Aducem palmele aproape de noi, împingem, ridicăm încet capul în ritmul nostru. Încrucișăm picioarele la spate. Și ne vom așeza cu spatele pe sol, cu genunchii la piept. Creați-ți acolo părul să fie confortabil cu postura aceasta. Trag aproape de mine genunchii, activez tălpile, mișcăm acolo în cercuri mici, exact cum am început. Cercuri mici, cercuri mari. Și schimbăm sensul. Oprim, lăsăm talpile pe sol, așezăm talpa dreaptă peste piciorul stâng, deschid genunchiul drept cât mai bine coapsa, brațul drept pe sub piciorul drept și ne întâlnim la spate cu palmele spatele genunchiului stâng. Tălpi active, vorbia în piept, trag către mine de genunchiul stâng și îndepărtez piciorul drept cu brațul drept. Lateral. Umerii relaxați, doar alungeți coapsele și tot ce am folosit astăzi, recunoștință că putem simți ce am simțit și schimbăm partea, stângul peste dreptul, agăț acolo. Umeri jos, spate moale, genunchiul drept spre mine, genunchiul stâng în lateral stânga. Și eliberăm ușor picioarele deportate, cluța în peluța, tălpile să cadă acolo, coborâte, lateral, brațele doar ușor depărtate de trunchi, palmele deschise și în același timp libere din încheieturi și coate, bărbia în piept, ochii închiși, respirație lină și lentă în abdomen și cu fiecare expir, aduc coloana mai aproape și mai aproape de sol.
din nou poți să asculți 5 sunete diferite din zona ta sau poate ce vin de la mine, păsările de afară. Cinci sunete diferite. Patru senzații pe care le ai, le simți, le experimentezi pe corp și în interior, în corpul fizic sau emoțional. Acea lumină pe care o percep chiar și cu ochii închiși, la fel ca și cu intuiția pe care nu vezi, dar știi că o ai și simți și vezi totuși lucruri, ai senzații, inspirație. Două mirosuri diferite, poate diferite față de începutul clasei. Nu mă atașez de ceea ce am experimentat la început, inclusiv senzațiile în corp sunt diferite. Cu siguranță corpul se simte mai relaxat, mai încălzit, mai ușor. Și o senzație de gust. Apoi observă cum fața ta se relaxează complet. Și tot corpul se relaxează total. La fel, corpul emoțional, eliberat, detașat, liniștit. Mă eliberez de senzațiile din corp și din minte, create cu mintea. Și mă întorc către mine, față în față cu spiritul meu, liber și detașat de aceste limitări. Mă simt ușor ca un val ce nu are nevoie de niciun suport și niciun ajutor. În care mișcarea se întâmplă ca într-o plutire. La fel se simte sufletul meu. Și păstrez această senzație pe tot parcursul zilei, indiferent de factorii externi care nu încerc să intru în control. Păstrez senzația valului, acela lin,
Ce urcă și coboară într-o mișcare fluidă de acceptare cu tot ce este și va fi. Inspira plin. Expira tot. Și revii cu atenția în corpul tău, mișcă ușor degetele tăților, ușor degetele palmelor și capul ușor într-o parte și în cealaltă. Și strângem genunchii, ne întoarcem pe partea dreaptă și cu ochii închiși, așa spalma dreaptă sub cap. Mă așez cu forțul cât mai confortabil. Pentru câteva respirații aici, de conștientizare a timpului meu cu mine, al odihnei mele în corp, în minte și în suflet. Respiră plin, odihnind brațul, capul și gâtul, șoldurile și tălpile. Gura, față, umeri. Respirăm adânc pe noi, ținem respirația și eliberăm pe gură. Încă de două ori. Ușor cu ochii închiși, ridic, mă grăbesc. Așezând spatele drept, cu palmele împreună în centrul pieptului, cu intenția ta cu care să începi și să-ți continui această zi. Inspiră amplu, expiră tot, încălzește bine de tot palmele. Încrucișează brațele în fața ta, așează palmele încălzite pe umeri, coboarele pe brațe, pe coate, antebrațe. În pieptul și spatele palmelor, încălzim. Palmele peste ochi, deschide ochii în palme. Din nou palmele împreună. Zic cu liniște, în pace. Namaste.